Astăzi, o echipă TV Giurgiu a însoțit agenții poliției locale în prima acțiune privind depistarea mâncătorilor de semințe pe domeniul public. Șoseaua București a fost prima locație care a intrat în vizorul polițiștilor locali. Deși ne așteptam să-i surprindem pe consumatorii de semințe în plină acțiune, nu a fost așa. Acțiunile anunțate din timp de poliția locală i-a pus în gardă pe consumatori și astfel nimeni nu a fost prins aruncând coș de semințe pe jos. Având în vedere situația de față, polițiștii locali s-au rezumat doar la a face cunoscute prevederi legale. Hotărârea de Consiliul Local numărul 13, care interzice cetățenilor aruncarea de coși de semințe, ambalaje, resturi de țigări, da? Știți că se sancționează contravențional și obligația noastră a tuturor cetățenilor este de a păstra curățenia pe domeniul public și nu numai. Aveți cunoștință? Am înțeles. Acțiunile privind consumul de semințe se vor desfășura timp de o săptămână, iar celor ce vor fi prinși li se vor pune la dispoziție două opțiuni. Începând de astăzi și până pe 31 iulie 2015, pe raza municipiului, cu un număr suplimentar de polițiști locali, poliția locală va acționa împotriva acelora care aruncă resturi de țigări, coși de semințe, ambalaje de orice natură pe domeniul public, în vederea conștientizării cetățenilor de obligațiile ce le revin. Contravenienților li se va pune în vedere obligația cetățenească de a aduce locul la starea inițială de curățenie, iar dacă doresc acest lucru, li se va pune la dispoziție mătură și faraș. În urmă cu 2 ani, Consiliul Local Giurgiu a adoptat o hotărâre privind consumul semințelor pe domeniul public. Astfel, toți cei ce aruncă cojile semințelor pe trotuar vor fi sancționați cu amendă de la 300 la 1000 de lei. De altfel, hotărârea nu prevede faptul că cel ce este depistat este obligat să curețe resturile, acest lucru rămânând la alegerea fiecăruia. De la începutul anului și până în prezent, polițiștii locale au aplicat 45 de amenzi pentru consumul și aruncarea cojilor de semințe pe domeniul public. Numărul acestora ar putea crește dacă cei ce vor fi prinși vor refuza să curețe domeniul public cu măturica și fărașul înmânate de agenții poliției locale.